care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așează pe scaunul celor batjocoritori, ci își găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cugetă la legea Lui. El este ca un pom sădit lângă un izvor de ape care își dă rodul la vremea Lui și ale cărui frunze nu se veșteșesc. Tot ce începe duce la bun sfârșit. Nu tot așa este cu cei răi, ci ei sunt ca pleaba pe care o scumpără vântul. De aceea, cei răi nu pot ținea capul sus în ziua judecății, nici păcătoșii în adunarea celor neprihăniți. Căci Domnul cunoaște calea celor neprihăniți, dar calea păcătoșilor duce la pieire. Amin.